În dimineața zilei de 19 noiembrie, polițiștii din cadrul Biroului de Ordine Publică Roman au depistat în trafic un autoturism în care au fost găsite 128.800 țigarete fără banderole de marcare fiscală în valoare de circa 77.280 lei. În cadrul unei acțiuni organizate pe raza municipiului Roman, o patrulă de ordine publică a oprit un autoturism pe strada Ștefan cel Mare, care era condus de către un bărbat de 35 de ani din Prahova. Polițiștii au controlat autoturismul, ocazie cu care în habitaclul mașinii, pe bancheta din spate și în portbagaj au fost identificate mai multe pachete de țigări care nu aveau aplicate banderole de marcare fiscală. Cazul a fost preluat de ofițerii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, care au confiscat marfa 6.440 de pachete de țigări susceptibile a proveni din contrabandă și au demarat cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător, ori cu marcaje false, peste limita a 10.000 de țigarete, faptă prevăzută de legea 227/2015. Totodată, polițiștii au luat măsura confiscării speciale a autoturismului depistat în trafic și folosit în săvârșirea faptei. În urma administrării probatoriului în cauză, ofițerii de investigare a criminalității economice au dispus reținerea prahoveanului pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Romana, urmând să fie prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Roman cu propunerea luării unei măsuri preventive.